Poștașul sună întotdeauna de două ori. Cerebra superproducție a fost pusă în scenă într-o nouă versiune la Craiova. Dorind să-l amenințe pe Claudiu Niculescu, suporterul poreclit Poștașul i-a trimis mesajul din greșeală lui Ion Elgan. Octombrie 2004, Universitatea Craiova, Dinamo. Meciul intrat în istorie din cauza unui incident fără precedent. Suporterul poreclit Poștașul a pătruns pe teren în timpul partidei și a aruncat cu fularul în fața lui Claudiu Niculescu. August 2006. Poștașul sună întotdeauna de două ori. Nu e o nouă ecranizare. Viața bate filmul, iar olteanul Ovidiu Todoran s-a întors în rol de poștaș. Dar a greșit replica. A vrut să-l amenințe pe Claudiu Niculescu, dar a trimis mesajul la Ionel Ganea. Nu uita ultima noastră discuție la OMV. Ai promis că nu vei mai juca contra Craiova pe Oblemenco. Gândește-te. Nu gândește, scrie poștașul. Ce înseamnă asta? Păi, nu știu, deci nu am avut niciodată de a face cu acest om. Băiatul acum este cu corespondența? Cum e? Băiatul acum? I-am uitat numele. Sau porecla? Ah, poștaș. Ce ne bagă în seamă toți amoreții toți?